Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zori? Am văzut pe prunc Iisusul, prunc Iisus din cer venitul, Fiul Dumnezeiesc, Fiul Dumnezeiesc. Ce palat avea unde Domnul sta, ieslenea era culcușul, fânci paie așternutul, micului Iisus, micului Iisus. Și totodată în marea familie a celor care vezi paratul Rogoșoaia și îmi slujesc de an bun. De aceea ne simțim foarte aproape cu toții și suntem aproape să dăm slavă nașterii Domnului aici, în memoria bucovenilor, chiar sala lor de ospețe cumva. Am invitat Fundația Dana Marbelea spre a prezenta o dublă paradă a votului popular și un foarte subțin spectacol de muzică populară și muzică de cameră. Este votul popular din toate regiunile țării, cel care va defila în sala scoarțelor de la Palatul Mogoșoaia și, pe de altă parte, va fi o replică a votului popular, un vot stilizat, al cărui autor este arhitecta Dana Ardelea, artista care și-a consacrat 20 de ani de viață și creație stilizării portului popular românesc și aducerii lui în actualitatea modei, a vieții cotidiene, a artei. Este o foarte interesantă și valoroasă întreprindere artistică. De aceea o și aduc cu mare plăcere de câte ori am ocazia la Paradul Mogoșoaia. Ea trebuie să fie cunoscută de toată lumea și de ce nu? Exemplul Danei Ardelea de a valorifica noblețea portului popular românesc, resursele lui extraordinare de frumusețe plastică, merită să fie urmată și de alți creatori de modă și nu numai. Așadar, să ne bucurăm împreună de nașterea Domnului și să o așteptăm iniluminate, cu gânduri bune și cu speranța unor vremuri mult mai bune decât ni se anunță. Mulțumesc! Doamnei directoare Doina Mândru și vom începe cu un program ceva citit violonista mea a fundației Laura Șandru. O virtuoasă din copilărie a acestui instrument. Mulțumesc! Deci vom începe cu o prezentare de costume. Parada de costume populare autentice, reprezentată de manechinele Fundației Culturale Dana Ardelea. Și parada va fi acompaniată de soprana Elena Dincă, studentă în anul 1 la masterat la Universitatea Națională de Muzică din București, la clasa doamnei profesoare Cristina Soreanu, care ne va interpreta niște colinde foarte frumoase. Sper să vă placă.
cei dragi de acasă. După cum se vede, port un costum popular tradițional, prin care reprezint zona mea de acasă, zona Teleorman, interferența de județ între Blașca și Teleorman. Pe cap, port o maramă, foarte dragă de mine, care aparține domnului directoare, o maramă de mai bine de 100 de ani, o tabelă de flori, mișiniu, mof, care îi înton foarte bine cu ia și cu cor. Atât prin portul meu voi încerca să reprezint zona Teleorman, cât și prin vocea prin care voi interpreta următoarele cântece. Eleva dintre
pace din diferite țări ale Europei. În continuare, vor începe colindele. Mulțumesc! Colinde care nu cred că mai au nevoie de vreo definiție, pentru că cu siguranță le cunoașteți și ați copilele care sunt de tine. Așa că vă rog să cântăm împreună. Cine vrea, vrea.
Eva, interpretate de Roxana Buzican. Roxana este studentă în anul întâi la Universitatea Națională de Muzică din București, la clasa doamnei profesoare Dalila Cernătescu, la clasa de nai a doamnei profesoare Dalila Cernătescu, dar cântecele populare din Moldova le va cânta vocal. Pe urmă, cântecele populare autentice din Muntenia, interpretate tot de soprana Elena Dincă, și, în final, cântece populare moldovenești, interpretate de Roxana Buzican, la nai. Costumul meu este în județul Neamț, chiar de la Bălăni, în Cernăcea.
va fi reprezentat tot de manichinele Fundației Culturale Dana Ardelea, de data aceasta, prezentându-ne costume stilizate de inspirație folclorică în creația Danei Ardelea. Interesant să amintim că au avut numeroase repetiții.
ne arate și să ne ofere o mică porție din meniul cultural artistic românesc. Vă mulțumim pentru că ați alături de noi. Mulțumesc pentru invitație și vă voi prezenta o colecție stilizată cu numele Lan Negru. Muzica. Acum când vei pleca. Pentru că ne-am făcut
fericit și să vă dea Dumnezeu lumină și pace în casă și în suflet. Thank you.
Thank you.
sau de cântece religioase susținute fetele pe care le-ați văzut mai devreme și Măriuca Cardeș. Să le ascultăm. Când ne apropiem de Sfintele Sărbători de Paște, se cuvine să ne aducem aminte de ceea ce ne-a fost dat să respectăm. Așa că, în încheiere, venim în fața dumneavoastră cu o prezentare de costume autentice din toată țara și câteva procese din Maramureșul istoric. Să spun tot eu,
Ioanei, pentru această